apropierea unor oameni cu valori morale care și-au pus amprenta pe viitorul lor, prezentul nostru, crezul lor fiind sacrificiul suprem. Pentru asta ne-am adunat astăzi aici, să-i omagiem pe cei rămași și să-i comemorăm pe cei care și-au pierdut viața pentru devotamentul lor față de țară. Azi este o zi mare pentru cei mai vârstnici cetățeni ai județului Brașov, oameni care noi putem să-i considerăm din punct de vedere social un fel de perde ale societății pe care o trăim astăzi. Sunt oameni care tinerețea lor și-au dăruit-o patriei, nu teatral și fără contracte, au fost oameni care au luptat pe front și spre tristețea noastră, dar ținem cont și de legile biologice. Depun coroane și gerbe de flori din partea instituției prefectului județului Brașov.